Săptămâna viitoare, Slatina va vibra sub acordurile chitarelor folchiștilor. Festivalul de muzică folk și poezie Alutus 22 revine și anul acesta în parcul fostei vile Bărbulescu. Festivalul se va desfășura pe parcursul a două zile, 9 și 10 mai, iar printre invitații speciali se numără artiștii Mircea Vintilă și Andrei Păunescu. Pe 9 mai vom avea o expoziție de carte care se va desfășura în parcul de la Vila de Protocol de lângă Palatul de Finanțe. La ora 18 va fi deschiderea oficială a festivalului, după care va începe concertul de muzică folk, va avea loc tot în grădina publică de la Vila de Protocol. În deschidere avem invitații tinere talente, câștigători ai festivalurilor de gen din țară și vom avea și nume sonore, invitații speciali. Vor susține concert Dan Vană, Andrei Păunescu și seara de 9 mai va fi încheiată de către trupa Tic Petroșel și Gașca. A doua zi de festival este dedicată poeziei, iar pe seară atmosfera va fi încinsă de tinere talente urmate de artistul Mircea Vintilă și trupa Alutus din Slatina. A doua zi, la ora 10, la Biblioteca Județeană Ion Minulescu, va avea loc o dezbatere publică pe teme de poezie. Nicolae Coande și invitații săi vor fi invitații 5 poeți membri USR. În cadrul acestei dezbateri vor avea loc și lansări de carte. După aceea, după amiaza, vom veni iarăși în parcul de la Vila Bărbulescu. Expoziția de carte va continua, iar seara vom avea alți invitați în concert, tinere talente și capete de afiș, va susține un recital Mircea Vintilă și trupa Alutus, care va închide și această a doua ediție a festivalului. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Olt, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, prin secția Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, Biblioteca Județeană Ion Minulescu Slatina și Asociația Culturală Center InterArt. Bugetul alocat de Consiliul Județean pentru această ediție este de 18.000 de lei.